Bună, Olivia! Bună, Oscar! Vă pupăm, vă salutăm! Bine ați venit la Catine! Mulțumim că ne-ați primit pe amândoi! Olivia, aș vrea să-mi povestești câteva lucruri despre momentul care crezi că te-a modelat pentru cine ești astăzi. Primul moment sau mai multe momente? Că au fost foarte multe momente care m-au modelat și au avut rolul, ca să zic așa. Un moment relevant care simți că este cel mai aproape de sufletul tău? Măi, cel mai aproape moment de sufletul meu cred că e momentul în care a decis mama să mă ducă la cor, pentru că practic de aici a început toată această nebunie, că eu cântam peste tot, pe stradă, în casă, dacă ne întâlneam cu niște prieteni, vecini, le ziceam, vreți să vă cânt o piesă? Și săracii era, da, mă întreabă un copil de 4 ani dacă vreau să-mi cânte o piesă, ok, fine. Și a zis, bă, vreau să o duc la cor, că pare că îi place chestia asta și cam de aici a început. Dar în viața mea au fost multe momente care m-au pregătit, ca să zic așa, pentru treaba asta. Adică, de exemplu, mi se pare că un rol foarte important l-au avut și nunțile la care am cântat 5 ani, care m-au pregătit să dau de tot felul de oameni care, ba, știau cum mă cheamă, ba, nu mă suportau, ba, chemam la dans și nu interesa. Adică au fost tot felul de momente care m-au ajutat și cumva am fost super grateful, pentru că eu, bineînțeles, ca orice alt copil de 17 ani, sau mă rog, când aveam eu 13 ani, ziceam că la 17 ani o să fiu Hannah Montana sau Selena Gomez sau, știi, un Disney character din ăsta. Și când vedeam că nu se întâmplă, eram, wow, dar de ce nu mi se întâmplă așa dintr-o dată? Și după mi-am dat seama că e nevoie să cecuiesc niște chestii, știi, niște pătrățele din alea. Trebuie să faci asta ca să poți să faci față la asta, trebuie să treci prin asta ca să știi să diluiești cu chestia asta și mi se pare acum, uitându-mă înapoi, că e foarte important să nu sari niște pași, pentru că mi se pare că dacă sari niște pași, cumva te trezești random într-o chestie și te apucă o semidepresie că nu știi cum să gestionezi anumite lucruri. Cum s-au schimbat relațiile de prietenie de când ai devenit cunoscută? Eu am aceiași prieteni pe care i-aveam și acum 10 ani, eu ia bun de tot, adică mi-am păstrat, am ținut de ei, pentru că mi s-a părut important. Dar e foarte funny că acum, cumva, eu, dacă mă prezint Adriana la lume, it means we're friends. Dacă mă prezint Olivia, vorbim business. Și funny e că îmi dau seama după cum mă strigă lumea, dacă suntem prieteni sau nu, pentru că mai am oameni care mă strigă direct Olivia, deși știu că mă cheamă Adriana, și atunci îmi dau seama că, ok, nu sunt prietenă cu persoana aia, nu pot să-i torn toată viața mea, e ok, we keep it professional. Cam așa. Vreau să pășim în universul copilăriei tale și să-mi faci o descriere a ta de la 10 anișori, cum te vezi astăzi prin ochii adultului? Eram un pic mai optimistă când eram mai mică, eram mai neînfricată. Adică am avut un moment când mi-a zis cineva de la alt cor, un profesor, când am mers la niște preselecții la Mama a Copiilor, mi-a spus, de exemplu, că m-a tras deoparte după preselecție, pe care evident n-am luat-o, și mi-a zis că am un timbru foarte deranjant și că ar trebui cumva să îmi găsesc alt hobby. Și acum, dacă mi-ar zice mie cineva chestia asta, cred că m-aș duce într-un colț să plângă, dar atunci cumva nu m-a interesat. Adică reacția mea a fost, nu știi tu mă despre ce vorbești, ia lasă-mă pe mine să-mi fac treaba. Și aici mi se pare foarte tare uitându-mă așa, știi, mi se pare, wow, I mean, mamă, nu-ți păsa ce credea lumea și făceai ce voiai tu și ce simțeai tu, gen amazing. Adică cumva simt, mai am momente când mă gândesc, bă, dar poate am câte ceva de învățat de la Adriana mai mică. Da. Și totuși, dacă l-ai avea pe acel profesor în față acum, ce i-ai spune? Nu aș simți nevoia să-i zic ceva, în niciun caz ceva urât, pentru că el doar și-a dat cu părerea. M-aș bucura doar că nu m-a afectat părerea lui. Poate singura chestie pe care i-aș spune ar fi să aibă grijă că s-ar putea să fie oameni pe care îi afectează chestia asta. Chiar vorbeam pe story zilele astea, pentru că la un moment dat tot așa mi-am luat o reacție din asta, mai crescusem și mie îmi plăcea, de exemplu, să citesc foarte multe cărți fantasy și SF. Și la un moment dat am primit de la cineva o reacție de genul, bă, dar numai cărți din astea știi și tu să citești, nu ai pune și tu mâna pe o carte serioasă.
Pe mine, de exemplu, comentariul ăla, deja crescusem, deja se mai, adică m-a afectat destul de tare, știi, și am luat-o foarte, foarte în serios. Adică, cumva, sfatul meu pentru oamenii care își dau așa cu părerea, deși nu i-a întrebat nimeni, ar fi să fie cumva mai atenți că s-ar putea să, nu știu, să strici ziua cuiva în cel mai mic caz.